Alertă la o societate din localitatea Mintia. Ieri după masă, un muncitor anunța la 112 că un recipient în care se afla o substanță chimică s-a deformat brusc din motive necunoscute. Pompierii și specialiștii în substanțe chimice, nucleare și biologice s-au deplasat de urgență la fața locului, intervenția fiind una cu un grad ridicat de risc. Pompierii detașamentului DEVA au intervenit pentru înlăturarea pericolului unui eveniment chimic ce s-ar fi putut produce din cauza unui recipient metalic umplut cu o substanță toxică dizolvantă aflată în curtea unei firme din localitatea Mintia. Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost efectuat de unul dintre angajații agentului economic. Acesta a observat că recipientul cu capacitatea de 200 de litri plin cu substanța chimică s-a deformat brusc și din motive necunoscute. În urma fluxului de informații dintre comanda ISU Hunedoara, dispeceratul județean integrat 112, comandantul intervenției și echipajul chimic, biologic, radiologic, nuclear, s-a stabilit tipul și natura substanței și s-a acționat de urgență conform procedurilor, a declarat major Lucian Morogan, purtător de cuvânt al ISU Hunedoara. Pompierii au intervenit rapid și au acționat în etape pentru răcire, cercetare chimică și, în final, pentru depresurizarea recipientului care ar fi putut provoca evenimentul chimic. Intervenția a avut un grad ridicat de risc.